Dragi prieteni, bine v-am găsit la o nouă serie de bucătărit. În această zi, de această dată, noi vom pregăti o prăjitură cu căpșuni, fiindcă este sezon. Asta se poate face acum cu căpșuni, dar să știți că merge și mai încolo de făcut cu caise, și mai încolo de făcut cu piersici, și mai încolo de făcut cu prune. Cu orice fluc care se poate pune deasupra merge. Eu am făcut și cu felii de măr în timpul iernii. Aluatul este unul special, îmi aparține, este rețeta mea, eu am creat-o, eu am generat-o. O să vedeți dacă vă place. Puneți mâna și o gătiți. Ingredientele le găsiți la Mona Lisa, unde găsiți și carne, găsiți și produse din carne. Găsiți mezelul, produse pentru cârnați, produse pentru mers la iarbă verde, găsiți sucuri răcoritoare, bere, tot ce vă trebuie într-o casă, inclusiv detergenți, dacă vreți să spălați aragazul și rufele când veniți de la grătar de la iarbă verde. Hai, să trecem! Pentru prăjitura noastră cu căpșuni, avem nevoie de zahăr, făină, ouă, zahăr vanilat, praf de copt, un pic de sare, căpșuni, unt. Dacă trebuie, o să punem o lingură, două de chefir sau de lapte acru sau iaurt, în niciun caz lapte simplu, și spor la treabă. Cam asta ar fi ceea ce avem noi nevoie. Deci, partea aici, patru gălbenușe, patru ouă am spart de fapt, și am aici albușele, dincolo am gălbenușele. Aici am untul, undeva la vreo 200 de grame, zahăr vanilat și praf de copt, zahăr vanilat după gust, făină și zahăr. Și ne apucăm de treabă. Și lasă, uite, esențialul, căpșunile. Căpșuni faine, bune și proaspete, sunt căpșuni de casă. Nu sunt ele nu știu cât de mari, nu știu cât de aspectoase, dar vă garantez că au un miros și un gust deosebit. Produse românești. Produse românești. De la început vreau să vă spun că avem o cană. Asta va fi măsura. Nu cântărim, nu nimica. Cu cana asta punem la lucru, de asta ne ținem până la sfârșit. Da? În funcție de cana asta, facem prăjitura noastră. Aici am pus gălbenușele de ou. În gălbenușele de ou voi pune puțină sare. Asta ca să le închidă la culoare. Bun, le-am amestecat. Acum o să pun o cană de zahăr treptat. Am spus că asta e măsura. Cu asta mergem, da? Bun, am pus jumătate din zahăr. Și acum aici o să pun untul. Untul obligatoriu trebuie să fie un unt gras. Bun. Deci cel puțin 80% grăsime. Dacă nu, lucrați mai bine cu margarină sau contură. Bun. În compoziția asta o să pun o lingură bună de smântână. Bun, am făcut amestecul de zahăr cu ouă, cu unt, da? Acum îl dăm deoparte și o să trecem să facem amestecul de amestec. O să bat spumă, albușele, ce Dumnezeu, nu e atât de greu. În albuș
pun un praf de sare. Pun zahărul și praful de tot. Bun, arată aproape gata. Sună sirenele, frate, de parcă am fi la New York. De, acum da, vedeți? Bun. Și aducem tava pe care o dăm cu unt și cu făină. Nivelăm, adică nivelez, că eu nu mă fac dumneavoastră priviți. Peste aluat voi presera un pic de gris. Bun. Și acum apuc și așez căpșunile. După răbdare și nervii pe care îi aveți. Dacă le faceți mai mărunte, adică să le tocați mai mărunt, nu merge, fiindcă ele se vor topi. O să vedeți la... Următoarea fază e din sau cu zahăr vanilat pe care îl punem deasupra. Dacă vă place mai dulce, puteți să puneți mai mult zahăr deasupra. Și în acest moment o luăm și mergem cu ea la cuptor. Cuptorul fixat la 180 de grade.
Așa, și e și 56. Primele 20 de minute nu umblăm sub nicio formă acolo. Au trecut 40 de minute și hai să vedem ce a ieșit. O să o mai las încă 10 minute. Ce a ieșit? Și e gata prăjitura noastră. Cred că arată super. Nu vreți să știți ce miros e aici? Da, e deosebit. O prăjitură faină, bună, gustoasă, cu un aluat deosebit. Să încercați aluatul, e ceva, o minune. Și e un aluat care se poate folosi ca bază și la caise, și la cireșe, și la prăjitura cu vișine, la ce vreți. Și am făcut și prăjitura cu aluat din ăsta și feliuțe de măr, să știți. Și au ieșit foarte bine. Asta a fost pentru astăzi. O să tăiem și o felie și o să o punem să mai răcească, să vedem cum arată și când e gata. Spor la treabă! Și iată produsul finit. Așa arată la final. Un aluat delicios. Dragi prieteni, asta a fost pentru astăzi, jos pălăria cu rețeta mea. Ați văzut ce fain arată, e deosebită, bună și gustoasă. Noi ne vedem săptămâna viitoare cu alte rețete, să vedem poate dacă apar caisele, până atunci o să facem o prăjitură cu caise. Acum știți care e treaba cu blatul, cu tortul, de fapt, nu cu tortul, cu aluatul, așa că puneți mâna și faceți și dumneavoastră. Hai, ne vedem săptămâna viitoare și noi să mi-au rămas bun, până fără să le mulțumesc prietenilor de la Mona Lisa, cei care au fost alături de noi de această dată cu produsele pe care le-am băgat în prăjitura noastră. O prăjitură bună, faină și gustoasă, dar care merge bine după un grătar pe care îl puteți pregăti după ce luați carnea de la Mona Lisa. Acolo găsiți și carne de vită, găsiți și carne de pui și carne de curcan, găsiți mezeluri, fel de fel de mezeluri, găsiți alte dulciuri, găsiți, eu știu, băuturi reci, băuturi răcoritoare, lactate, tot ce vrea sufletelul dumneavoastră. Nu uitați că mai multe rețete puteți vedea pe canalul meu de YouTube, intrați pe Vali Popovici cu Dinar Bănățean, eu vă las, ne vedem săptămâna viitoare, să fiți sănătoși!